A scris eseuri, teatru și SF. A inventat termenul de robot. Iar în 1929 a publicat o carte de grădinărit. Numele lui, Karel Čapek. Carlic pentru publisheri și prieteni. Și ca să-l caracterizez în câteva cuvinte, este un moralist, un filozof și un vizionar în același timp, care spune povești despre viziunile și închipuirile lui. Partea cea mai interesantă din carte este că ai o surpriză care vine din nimic. Vezi de la bun început pușca lui Čehov pusă în fruntea bucatelor, dar nu știi niciodată când va trage și unde va trage. Cartea se numește Povestiri dintr-un buzunar și povestiri din celălalt buzunar. Este exact așa cum pare. Un volum mediu format din texte mici, dar nervoase. Cum îi șa de bine unui fost ziarist la Narodni Listi? E o colecție de povestiri și în care elementul de unitate este gândirea lui Karel Čapek. Îl recunoști pas cu pas. De asta celor care poate o vor citi, le recomand să nu parcurgă mai mult de 4-5 povestiri. Dacă le-a plăcut foarte tare, să o lase pe a doua zi, pentru că autorul vine cu alte teme. Un lucru e cert. Cartea lui Karel Čapek cuprinde povestiri umoristice pe fond detectivistic. Dar pentru că nici autorul ei nu e excelat în univocuri, nu e doar ceea ce pare la prima și a doua vedere. Ea vorbește despre lumea noastră și despre faptul că noi, care credem că suntem niște maestri ai comunicării, suntem la fel de prizonieri în interiorul cuvintelor noastre, cum sunt cei mai amărâți și mai neștiutori și mai analfabeți dintre oameni. Mm-hmm.